Primăria municipiului Călărași a premiat în data de 15 noiembrie sportivii și antrenorii care au avut rezultate remarcabile în acest an la competițiile naționale și internaționale. În cadrul festivității, elita sportului călărășean din cadrul Clubului Sportiv Municipal și Clubului Sportiv Școlar a primit din partea municipalității diplome de merit și premii în bani în valoare de 350 de lei fiecare. Această ceremonie de premiere trebuia să aibă loc mai de mult, așa cum spui și dumneavoastră, zilele municipiului. Dar la momentul acela am considerat că este bine să facem separat pentru a da o mai mare apreciere rezultatelor obținute de dumneavoastră, atât ca și elevi, în primul rând, ca și antrenori. Și am zis să ne vedem astăzi, pentru că așa este frumos, trebuia să punem în plan aceste premieri și așa vom face. Vom începe cu premierea elevilor, da? Cu CSS-ul, cu cine începe? Cu cine începe? Cu CSM? Cu CSM? Cu cine are? Domnul director Chirilă, să zicem. Vă rugăm să ne spuneți două, trei cuvinte, pentru că ați muncit. Da, vă mulțumim foarte mult, domnule primar, pentru laudabila inițiativă de a încerca să apreciem un pic trădania efortului și rezultatele miraculoase obținute de sportivii noștri, care prin munca, evoluție și pe marile lor performanțe obținute, nu doar mândria Călărașului, ci mândria întregii zone. Pentru aceste rezultate istorice merită din plin aprecierea și recunoștința noastră. Și dacă vor continua să fie susținuți, rezultatele pot fi și mult mai bune. O să dau citire, nu neapărat unor performanțelor. Unul dintre cei mai buni sportivi ai noștri, și o să încep cu Iuliana Timoc, campioană mondială la categoria de vârstă senior până în 23 de ani în Cehia. Maria Guzran, care a obținut 4 medalii în acest an. Vorbesc doar de lei. Poftiți? Așa era frumos. Cine dar să vină domnul antrenor, domnul Bănățeanu. Poftiți, vă rog. Nu, asta e dumneavoastră. Asta este vândut dumneavoastră, domnule. Țin să vă spun că apreciază enorm de mult atenția pe care le-au acordat. Da? Se bazează foarte mult pe sprijinul, suportul primăriei Călărași. Încercăm în anul care va veni să încercăm să fim mai mult alături de dumneavoastră, pentru că anul acesta nu prea am fost alături de dumneavoastră, financiar vorbind, pentru că, așa cum bine știți, în primul an de mandat, am început în pandemie și, după cum vedeți, iarăși după un an de zile suntem... Problema lor este că performanțele lor sunt atât de mari, la nivel de Europa și de întreaga lume, cerințele mari performanțe nu pot fi satisfăcute doar de puterile Clubului Sportiv Municipal și ale Ministerului Tineretului Sportului, care suntem direct subordonați. Avem numeroase solicitări către Ministerul Tineretului și Sportului și deși sunt 13 medalii, doar în anul 2021 la campionatele europene și mondiale, deci sunt între cei mai buni în Europa și din lume, până în acest moment Ministerul Tineretului și Sportului nu este vorba de o critică. Aceasta e situația. Nu a reușit să primeze nici măcar o medalie. De acești sportivi sunt depășiți de 20, sunt în jur de între 20 și 23 de ani. Deci nu pot trăi doar din susținerea părinților. E nevoie de susținere pentru că performanțele lor sunt inegalabile și într-un fel trebuie să poată trăi pentru că îi fac 3 antrenamente pe zi, n-au timp de altceva. De-aia rugăm, dacă se poate, un pic mai multă înțelegere. Continuă. Maria Guzran, în acest an, campioană europeană, campioană mondială, 18 ani. Multiplă campioană națională și balcanică. Cristina Drugă, fostă campioană europeană, în acest an vicecampioană europeană la categoria de vârstă senior. Ana Maria Matra, multiplă campioană națională la canotaj, de 3 ori campioană balcanică în 3 probe diferite și campioană a Europei. Bianca Ifteni, este una dintre cele mai de perspective sportive noastre, tot la canotaj este, potrivă campioană națională de junior și campioană balcanică. Alin Buzdugan, medaliat cu argint, campion național și medaliat cu argint la campionatele balcanice. Gabriela Cuc, este medaliată cu bronz lupte, medaliată cu bronz la campionatele mondiale. Gabriela Parașan. Mihai Pălăghia, multiplu campion național
locul 5 la campionatele europene și 4 la campionatele mondiale la Doha. Mircea Fabian, medalia la campionatele naționale, deși nu are decât 17 ani, este medalia la categoria de vârstă până la 23 de ani. Toți sportivii noștri pe care îi citesc acum sunt mult mai mici decât categoria de vârstă la care obțin rezultate. Manea Daniel, locul 2 la campionat național, senior U23, tot 17 ani, categoria de 6 kg. Florentina Biru, campioană națională de cadeți. Elena Buzdugan, vicecampioană națională. Ionuț Padă, a fost medaliat cu bronz la campionatele europene de cadeți și locul 1 la Cupa României în acest an, de la Zalău. Gabriel Ivan, și locul 1 la Cupa României cadeți, categoria 66 de kg. Și marii noștri sportivi, Adriana Ilincă, locul 8, multiplă campioană europeană, mondială și calificată și participată la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde s-a clasat pe locul 8, la fel ca și Alexandru Chioseaua, din păcate, cu 4-5 luni de zile înainte de marea competiție, competiția competițiilor, a contractat acest mărșav virus COVID-19. O luni de zile au întrerupt pregătirea, deci erau cotați cu șanse la medalii, dar asta a fost situația. Da? Au participat și s-au clasat în primele 8 din lume. Da. Sportivi, rugăm sportivii să coboare, cei care au fost salutii. Nominalizații și ca să... Da? Da, pe rând. În ordine, atunci să vină Buzdugan Alina. Parcă am văzut cu ea. Toți ceilalți sunt la loc. Ceilalți? Bine, da. Bine Alina, de la... Și prezență. Este sora campioanei europene Buzdugan, Madalina, care este și antrenoare în acest moment. Bravo, mă fericite! Marea Daniel! Dar nu te mai înflaște, respiră! Fericită, bără! Mircea Fabian! La vreun frumos, bine, sănătoși și frumoși. Ne mândrim cu ei. În toată lumea ne mândrim cu ei. Bravo! Părăghia Mihai. Bravo! A, bine, vin și tu. Nu te-am văzut. Ziru Florentina. Mândrim cu Părăghia. Te-ai rugura ca să ne impresionezi? Păi sunt tu bun. Să-i vedeți adversar. Pavel Ionuț. Felicitări, Ionuț. Și Ivan Leon. Bravo. Felicitări. Sportivii aceștia sunt prezenți. Ceilalți au prezenți. Și antrenorii, da. Haideți să începem. Bărățeanu Daniel. Bărățeanu. Angel Valentin. Kirilă Mihai Lupte. Anul trecut cu echipa de până în 20 de ani la campionatul pe echipe ne-a clasat pe locul 1 o performanță de locale. Și dintre antrenori, vă mulțumim foarte mult. Da? Și contăm pe susținerea mea. Cu siguranță, deci așa cum v-am spus, anul acesta a fost un an de foarte multe încercări. Așa cum am zis, am început în pandemie, vedeți că după un an de zile ne-am regăsit tot în pandemie. Da, domnule. Dacă știi, da? Cât de greu e să fii campionul campionilor din întreaga lume. Eu știu ce înseamnă performanța sportivă, dar știi și dumneavoastră la fel de mult că suntem limitați ca financiar. Și contăm mult pe dumneavoastră. Contăm foarte mult pe dumneavoastră. Putem să încercăm să facem anumite demersuri după ce se va termina toată această nebunie, da? Împreună la Ministerul Sportului și Turismului. Să putem să îi finanțeze mai bine și să poată să... Nu sunt fonduri la Minister, Guvernul are pe foarte puțin. Poate, acum, după ce se va face nou guvern, vor găsi fonduri pentru acest sportiv minunat. Nu au cum. Ne-au tot explicat, ne-au arătat toate situațiile financiare. Dintr-un necesar de 16 miliarde 1.600 de mii, doar pentru sport, deci am primit doar
27% din ce s-ar nu. Vă dați seama, nu putem participa la toate competițiile. Deci n-am reușit să dăm nici măcar un leu premier. Aceasta este situația în România. De la an, bugetul pentru sport este din ce în ce mai mic. Noi ce să vă spunem? Noi suntem cu sufletul alături de dumneavoastră. Premierea nu este, din punct de vedere financiar, ceva wow, dar este numai o atenție care încercăm să o acordăm tuturor sportivilor. Încă o dată felicitări și mulțumim că există. Rezultatele au luat-o cu mult înaintea condițiilor. Da, corect. Dar dintotdeauna a fost așa. Fantastic de mult. Dar să știți că dintotdeauna așa a fost. Când eram mici, ne duceam pentru o bucată de ciocolată un cub și alergam toată ziua ca să obținem performanțe. Și am făcut performanțe. Nu mai avem pe aceea, să știți. Aceea ciocolățică nu o mai avem. Sau când aveam o pereche de tenis chinezești, ziceam, wow, și am primit. Și țineam direct pe 2-3. Țineam direct. Pe 2-3. Da. CSS-ul. Da, CSS-ul. Sunt magistratare, director la Clubul Sportiv Școlar Călăraș. Aș începe cu și eu cu mulțumirea de stat domnului primar, care tot timpul a fost alături de sport și în special alături de sportul școlar. Știu că ne-a susținut permanent și sunt convins că în continuare, așa cum a spus, avem multe lucruri de făcut împreună și va sprijini cât se poate activitatea sportivă. Clubul Sportiv Școlar este o unitate de învățământ, este singura unitate de acest tip din județul Călăraș și are o tradiție de peste 50 de ani. Poate mulți dintre dumneavoastră ați fost elevii acestui club, școala sportivă, cum spuneați pe vremuri. Din păcate și noi ne chinuim ca și colegii noștri de la Ministerul Sportului să existăm în momentul ăsta. Avem aproape 400 de copii înscriși la 8 secții. Sunt secții de tradiție care au făcut cinste orașului nostru și în prezent și noi ne confruntăm cu aceleași situații. Chiar dacă acești copii, noi începem selecția undeva chiar la 10 ani până la 18-19 ani când încheie cu activitatea școlară, vreau să fac o precizare care eu știu, ar vrea să regleze un pic ceva. Toți acești copii fac sport de performanță, chiar că au 10 ani sau 11 ani. Ei se antrenează o dată sau de două ori pe zi, sunt campioni naționali sau chiar participanți la competiții internaționale. Sigur că avem multe de făcut și pe lângă acel sprijin de premiere, eu aș propune să ne uităm un pic și către infrastructură și sunt convins că vom face o discuții pe aceste teme în continuare cu... Dacă ați văzut, eu încerc să le facem. Sigur că da, sigur că da. Și să-i dăm da. Utilitate care să beneficieze cu mai mulți copii. Interesul, dar vom discuta și sunt convins că mai avem câteva lucruri de pus la punct. Bun, acum am să încep cu nominalizarea sportivilor și antrenorilor. Și ar fi la... bine cei care sunt în sală de reasă. Sigur că da. Eu mi-am pregătit pe mine. Am să încep cu mezina noastră de la atletism, Mihai Iustina, pregătită de doamna profesoară Sturz Daniela. Vă rog să veniți în față. Iustina face atletism și este medaliată cu bronz la campionatele naționale de sală și este campioană națională de copii în probele combinate. Este, să spun așa, poate urmașa fostei sportive a mea, de-a mea, Mihai Alexandra, finalistă la campionatele mondiale și europene, tot Mihai o cheamă, așa că poate să fie de bun. Doamne ajută să fie bine. Trecem la următoarea disciplină, caiac-canoe, domn profesor Moise Daniel. Este aici cu copiii din cu băieții dezvoltului de la Kayak 4, 4000 de metri, campion național în proba de fond junior 1. Vă rog să poftiți băieții. Caravana David, Vârtu Ștefan, Ștefănescu Andrei și Ion Daniel. Vârtu Ștefan. Da. Încă o dată. Tarabană. Da. Cine ați mai zis? Tarabană, Ion Daniel și Ciocănescu Andrei, dacă mă zic. Ion. Ion. Și Ciocănescu. Și acum Ciocănescu. Ion Daniel. Felicitări. Tarabană. Felicitări.
Și vând cu ce aici? Am primat totul și noi? Da, te rog. Aici, vizionă dumneavoastră, fiind aici, vă rog. Hai, să fim aici. Următoarea disciplină premiată este secția de baseball cu domnul profesor Bălan Ion. Domnul are pe listă pe următorii Ivan Răzvan, Ionescu Gabriel, Ian Curareș Cătălin și Constantin Valentin. Acești patru băieți sunt componenți ai lotului național de juniori care ar fi trebuit să participe la campionatul european din Ucraina, dar din păcate s-a amânat pentru anul. În schimb, au avut șansa de a fi selecționați în echipa de seniori a României, care a participat la campionatul european din acest an, din Lituania. De asemenea, ei sunt campioni naționali în acest an cu echipa de la club și câștigători ai Cupei României, ambele la categoria junior. Trebuie spus chiar dacă n-au un teren adecvat, chiar dacă n-au fac teren, niște antrenamente din proprii, să mai spunem. Meritul lor este extraordinar, trebuie să ne gândim că acești copii, din păcate, dar urmează să găsim o soluție, nu mai au unde să antrena de un an și jumătate, doi ani. Închipuiți-vă că ați merge la o competiție de acel nivel fără să te antrenezi pe un teren sau pe o sală sau să ai un parc la dispoziție. Ei probabil, să spun așa, beneficiază de buna instruire pe care au avut-o de copii, instruire făcută de domnul profesor cu mare profesionalism, așa încât probabil că acum merg din inerție și își păstrează valoarea pe care o au. O să stăm de vorbă și terminăm terenul care l-aveam lângă voi acolo și o să le dăm că vom găsi o soluție. Să fac acolo. Da. Și încheiem cu cel mai valoros sportiv al nostru, de la secția de canotaj, pregătit de domnul profesor Nedelcu Cornel. Este vorba de Cristian Vasile Nicoară, canotaj. Cristian este component al lotului național de tineret și anul acesta a participat la campionatul mondial de tineret și la campionatul european de tineret. Din păcate, fără să aibă clasări pe podium. De asemenea, este vicecampion național de tineret și un loc 4 la senior la ergometru. Anul trecut a câștigat titlul de vicecampion european la juniori. Acum este primul an de tineret, vă dați seama, se întrece cu cei cu 2-3 ani mai mari ca el. Dar Cristian este pe un drum bun și sunt convins că va fi un sportiv de bază al lotului național de canotaj. Mulțumim! Chiar dacă timpul este limitat pentru toată lumea, a venit momentul în care să ne retragem. Eu vă mulțumesc pentru că existați, pentru performanțele voastre și să o țineți tot așa. Nu, eu nu fac promisiuni dacă nu pot să le țin. Așa cum am spus, de anul viitor, în bugetul anului viitor, o să încerc să fiu financiar mult mai aproape decât am fost anul ăsta. Da, pentru că în anii trecuți, de fiecare dată venea atât domnul profesor Chirilă, cât și domnul profesor Tutaru și împreună puteam să punem niște lucruri în mișcare care să ducă, oarecum, la aceste performanțe. Cu siguranță, la anul în buget, vom fi mai generoși, să zicem așa, datorită performanțelor dumneavoastră. Iar, în schimb, domnul profesor, ce să vă spun? Țineți-o tot așa, luptați pentru călărați, sunteți călărășeni, să ducem copiii ăștia mai departe. Felicitări! Felicitări și spor!